Ceva mai mult de o oră până când va începe citirea moțiunii de cenzură care ar putea da jos guvernul Câțu. Atracția momentului în Parlament este statueta cu Superman cu capul în jos, aluzie la montajul postat de Florin Câțu recent pe rețelele sociale. Aleșii din opoziție și-au făcut selfie-uri cu Supermanul prăbușit, iar dincolo de ironie, informația momentului este că noul președinte al USR, Dacian Cioloș, nu va ajunge în Parlament până după amiază. Urmărim tot ce se întâmplă legat de moțiune și vă ținem la curent pe tot parcursul zilei.